Unul dintre lucrurile pentru care merită să ne încredem în Dumnezeu în vremuri grele este faptul că El are capacitatea de a transforma răul în bine. Cu mult timp în urmă trăia un tăietor de lemne împreună cu fiul său. Amândoi erau foarte săraci. Singura lor avere era un cal alb deosebit de frumos. În fiecare zi, cei doi bărbați se duceau la pădure pentru a aduna lemne de foc, pe care le vindeau apoi în sat pentru câțiva bănuți. Sătenii dădeau din cap după ei. Bătrâne, obișnuiau ei să spună: de ce nu-ți vinzi calul? Contele ți-a oferit o avere pe el. Tu și fiul tău ați putea trăi ca și niște regi. Cu oamenii aceștia nu este nimic de făcut. Mereu aceeași poveste, zicea bătrânul în sinea lui. Calul acesta este mai mult decât un animal, suna de fiecare dată răspunsul lui. El este prietenul meu. Ia spuneți-mi, cum aș putea eu să vând prietenul? În regulă, au replicat sătenii, dar poate într-o zi o să-ți pară rău. Și într-adevăr, într-o dimineață, calul nu mai era în grajd. Bătrânul și fiul l-au căutat peste tot, dar nu l-au mai putut găsi. Ai văzut? Am avut dreptate, își băteau joc sătenii. Cineva ți-a furat calul. Trebuia să asculți de noi și să-ți fi luat banii atâta timp cât aveai posibilitatea să o faci. Prin propria-ți prostie, ceea ce ți-ar fi putut deveni o binecuvântare, ți s-a luat, transformându-se într-un blestem. Bătrânul a replicat liniștit: dacă este binecuvântare sau blestem, eu nu pot să-mi dau seama. Un lucru este cert: astăzi calul nu mai este în grajd. Câteva zile mai târziu, calul pierdut a revenit acasă, însoțit de o hergălie întreagă de cai sălbatici. Sătenii au rămas cu gura căscată de mirare și l-au felicitat pe bătrân pentru norocul lui nesperat. Ai avut totuși dreptate, bătrâne, au spus ei. N-ar fi trebuit să te judecăm așa pripit. Ce noi am crezut că este un blestem s-a dovedit a fi o binecuvântare. Cu acești cai poți câștiga acum o avere. Bătrânul tăietor de lemne a scuturat din cap fără să înțeleagă. Nu vor pricepe niciodată acești oameni. Dacă este binecuvântare sau blestem, eu nu pot să-mi dau seama. Un lucru este cert. Calul meu s-a întors acasă împreună cu alți 10 cai sălbatici. Câteva zile mai târziu, încercând să dreseze cai sălbatici, fiul tăietorului de lemne a căzut și și-a fracturat ambele picioare. Din nou s-au mirat sătenii de înțelepciunea bătrânului. Și de data aceasta ai avut dreptate, au spus ei. Ceea ce noi am crezut că este binecuvântare s-a dovedit a fi un blestem. Băiatul tău zace acum în pat și nu te mai poate ajuta. Cu un suspin adânc, tăietorul de lemne le răspunse: nu vă dumiriți niciodată. Dacă este binecuvântare sau blestem, eu nu pot să-mi dau seama. Nu știu decât că fiul meu și-a fracturat amândouă picioarele. Omul acesta este nebun, și-au zis sătenii și-au plecat. Oare el chiar nu vede ce se întâmplă? După câteva zile, împăratul a declarat război alte țări și toți tinerii din sat au fost chemați sub arme. Să fi văzut atunci vaete și plânsete între săteni, când și-au văzut fiii plecând la oaste. Copiii noștri vor cădea cu siguranță în acest război cumplit, se văietau ei. Nu-i vom mai vedea niciodată. Ce noroc pe tine că fiul tău și-a fracturat picioarele. Ce noi am crezut că este un blestem s-a dovedit totuși în cele din urmă a fi o binecuvântare. Bătrânul, din nou, nu a avut alt răspuns decât să dea din cap. Răbdător, a încercat să le explice: voi nu aveți cum să vă dați seama dacă este binecuvântare sau blestem. Singurul lucru pe care îl puteți vedea este că fiii voștri au plecat la război, iar băiatul meu a rămas acasă. Numai Dumnezeu știe ce va fi până la sfârșit. Poate și dumneavoastră treceți printr-o perioadă grea pe care s-ar putea să o simțiți ca pe un blestem. Și totuși, Dumnezeu poate schimba orice lucru în bine, căci căile Lui sunt mai sus decât căile noastre, iar gândurile Lui sunt deasupra gândurilor noastre. Cuvântul Său ne spune în Romani 8,28: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. De aceea, până în ziua în care Dumnezeu ne va descoperi totul, ar trebui să ne abținem să judecăm prea repede un lucru și să avem răbdare, ca și bătrânul tăietor de lemne, care a învățat de la un alt specialist forestier, adică de la tâmplarul Iisus din Nazaret.